Bună seara și bine ați venit la un nou webinar susținut de Asociația TechSoup România, în parteneriat cu colegii de la White Image. Alături de noi este Andrei Georgescu. El este fondatorul agenției White Image. Eu sunt Madalina Oprișan și voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Mă bucur foarte mult să-l avem alături de noi pe Andrei Georgescu. El are o bogată experiență în zona de email marketing și l-am invitat alături de noi tocmai pentru a ne împărtăși din experiența lui și ne spune cum putem să facem campanii de email marketing mai eficiente, cum putem să transmitem e-mail-uri mai eficient. Noi sperăm să vă inspire acest training și să găsiți informații utile și în perioada următoare să vă ajute să vă îmbunătățiți campaniile de 2%. Pentru aceia dintre dumneavoastră care sunt pentru prima oară alături de noi într-un webinar, o să vă spun foarte pe scurt ce se întâmplă. Veți urmări o prezentare, nu o să pornim camerele video pentru că se încarcă foarte mult video final. O să urmăriți o prezentare pe ecranul calculatorului. Puteți să ne lăsați întrebări pe chat, atât eu cât și colega mea, Alexandra Duma. Vom fi în permanență pe chat și vom urmări întrebările dumneavoastră. Eu o să mi le notez și la finalul prezentării, sau când vrea Andrei să vă pună să vă asculte întrebările, o să le citesc cu voce tare pentru a rămâne pe înregistrarea ulterioară. Am pregătit și 3 întrebări de feedback la final. M-aș bucura foarte mult dacă ați putea să ne dați feedback-ul dumneavoastră. Îmi cer scuze, încă am emoții. Și dacă încă nu sunteți membri în TechSoup, vreau ne-am bucurat să vă avem ca membri în comunitatea noastră. Să-i predau legătura lui Andrei. Andrei, ne auzi? Andrei? Da, vă aud. Bună seara și mă bucur că... Da, mă auziți? Da, o să fac prezentator Mă acum. auziți? Da, toată lumea te aude. Ok. O să te fac prezentator și o să ai toată legătura. Durează puțin Ok. să faci transferul. Acum nu știu ce se vede, se vede tot ecranul meu sau... În acest moment încă nu. Nu-mi dau seama. Aplicația spune că suntem în waiting. Acum îți vedem ecranul. Da, se vede. Eu o să-mi țin microfonul pe mute, știi că te auzim. Dacă apare vreo problemă, îmi puneți microfonul și te anunț. Am înțeles. Numele meu e Andrei Georgescu și sunt unul dintre fondatorii White Image. Pentru cei care nu știu prea multe despre White Image, noi am pornit în 2003 ca o agenție specializată în email marketing. Între timp ne-am dezvoltat puțin expertiza pentru că și domeniul ăsta în sine s-a extins, având nevoie în special de date pentru a face mail-urile mai relevante și astfel ne-am transformat oarecum într-un integrator de date, colectăm date legate în special de interacțiunea oamenilor cu e-mail-ul, care știți că poate fi monitorizată în proporție de 100%, dar agregăm și comportamente legate de ce face userul în site, ce face, vizitează, când le vizitează, dacă e un site de e-commerce, dacă cumpără ceva, când cumpără, dacă a completat un formular, dacă n-a completat un formular. Și datele respective sunt puse cap la cap, astfel încât să reușim să facem mesajele care le trimitem, care pot fi trimise prin e-mail, prin SMS sau putem chiar scoate mesaje în site, să le facem mai relevante. O să intru direct în problemă. Legat, să zicem, mă rog, aș vrea să lămuresc de la început câteva probleme legate de care primesc relativ frecvent întrebări. Și una dintre ele ar fi, ok, ce se întâmplă sau de ce e-mail-urile mele nu ajung în inbox? Și asta e legat în primul rând de ce facem noi ca marketeri, mai degrabă decât ce facem noi ca oameni tehnici. Partea tehnică are un rol în jocul ăsta, dar destul de limitat. În slide-ul acesta puteți vedea ce cu culoarea aceea roșiatică, portocaliu sau nu știu cum să-i spun, ok, ține exclusiv de partea tehnică, e responsabilitatea oamenilor de la tehnic.
ce ține de ce e colorat cu albastru, ar fi responsabilitatea omului de marketing sau al celui care se ocupă de comunicare, în primul rând. Și anume, ok, n-ajung mail-urile în inbox, pentru că avem un content care seamănă destul de mult cu al altor spamuri. Mă refer aici la cuvinte care pot fi spammy sau poze care pot fi spammy sau proporția între poze și imagini care poate declanșa filtrele anti-spam. În general, nu prea e recomandat ca un email să fie 100% poze, ci să fie o proporție cam de minim 20% text și 80% poze. Apoi, cel mai important, calitatea listei. Cui trimite mail-urile? Ok, toți vrem să avem o bază de date cât mai mare, să targetăm cât mai mulți oameni, să comunicăm cu cât mai mulți să știe despre programele noastre, doar că nevoia noastră de liste mari trebuie oarecum încadrată și în contextul legal, în sensul că trebuie să avem permisiunea celor cu care comunicăm. Și o să vedem pe fluxul legat de livrarea mail-urilor cum influențează chestia asta. Și să ne asigurăm mai mult că putem gestiona corect calitatea listei. Adică, ok, dacă ni se întorc mail-urile înapoi și ni se spune, ok, Yahoo ne spune, de exemplu, că adresa de mail X e invalidă, ce facem? Că automat ar trebui scoasă din listă, pentru că dacă continuăm să retrimitem la adrese care sunt invalide, s-ar putea să avem o problemă. Adică Yahoo spune, ok, eu ți-am pus la dispoziție resursele mele, te-am notificat că adresa respectivă nu mai există. Îți spun ce ar trebui să faci în cazul ăsta. Mai departe, responsabilitatea, dacă tu nu asculți de mine, eu am regulile mele și mail-urile tale presupun că nu sunt potrivite să ajungă în inbox. Asta ar fi o problemă. Apoi, dacă nu avem permisiunea abonaților din baza de date să comunicăm cu ei, s-ar putea să avem o rată mare de reclamații de spam. Asta înseamnă că cineva care deschide mail-ul din Yahoo, din Gmail, din Hotmail, în loc să-l citească sau să se dezaboneze, așa cum ar aștepta toată lumea să facă, apasă pe butonul This is spam. Din nou, asta din punctul lor de vedere e o problemă destul de mare. N-ar trebui să se întâmple asta într-o listă pentru care abonații și-au dat permisiunea, sau mă rog, procentul ar trebui să fie foarte mic. Și, din nou, pentru ei este o alocare, înseamnă alocare de resurse pentru niște mail-uri care sunt nedorite. Și de aceea, dacă reclamațiile de spam depășesc un anumit procent, s-ar putea să următoarele mail-uri, chiar și pentru persoanele pentru care avem permisiune, să ajungă în folderul de junk. Apoi, frecvența cu care trimitem, iar este foarte importantă. Dacă trimitem prea multe mail-uri, s-ar putea să devenim irelevanți pentru cei cu care comunicăm, s-ar putea să nu ni le deschidă, iar una din criteriile de filtrare, dacă vă uitați pe schemă la Deliver, e legată de interacțiunea după inbox, e legată de engagementul userilor cu e-mail-urile. Dacă avem mail-uri prea frecvente, s-ar putea să avem și un engagement foarte mic. Adică un engagement înseamnă foarte puține persoane să deschidă mail-ul, foarte puține persoane să dea click pe e-mail-urile noastre și, nou, din punctul Yahoo, Gmail și așa mai departe de vedere, asta înseamnă că trimitem mail-uri nerelevante, asta înseamnă că le enervăm clienților. Și dacă le enervăm și le deranjăm clienților, iarăși e un motiv pentru ei să spună, ok, mail-urile tale probabil ar fi mai relevant, dar mai bine dacă ar fi mutate în folderul de spam, nu în folderul de inbox. Și asta, aici trebuie să avem grijă de cum gestionăm, câte mail-uri trimitem și către cine. Și o să detaliez în următoarele slide-uri și cum putem face chestia asta. Apoi, ce face competiția? La fel, mă rog, asta să zicem că e o chestie mai așa, undeva la limita dintre tehnic și ceea ce ține de marketing, pentru că filtrele anti-spam își updatează semnăturile foarte repede și asta înseamnă că dacă, de exemplu, cineva a trimis niște e-mail-uri în volume mari care erau spam-uri,
Și seamănă foarte mult dintr-un anumit punct de vedere. Nu știu, au anumite pattern-uri, anumite cuvinte care se regăsesc și în e-mail-urile noastre. Automat și e-mail-urile noastre s-ar putea să fie clasificate look like that spam și s-ar putea să fie clasificate ca spam și din nou s-ar putea să avem o problemă de genul ăsta. Adică ar trebui să fim atenți și la cum arată un e-mail care ajunge în inbox, de exemplu, întotdeauna, și să vedem, ok, ce au e-mail-urile alea care ajung în spam și să încercăm să le evităm. Dar cele mai importante ar fi calitatea listei, frecvența de trimitere și engagementul userilor cu e-mail-urile noastre. Mă rog, n-am găsit un exemplu relevant legat de frecvență pentru cineva, pentru un ONG, dar nu știu, probabil că mulți dintre voi cunosc sau, mă rog, sunt familiar cu ceea ce înseamnă elefant.ro și cât de multe mail-uri trimit ei zilnic. Mă rog, am 2 mail-uri pe zi în medie și din ce am primit eu într-un interval de 14 zile, am observat că am 21 de mail-uri. Dintr-un anumit punct de vedere, din punctul de vedere al donațiilor sau cea al obiectivelor de business, să zicem, chestiile astea ar putea să fie appealing, pentru că, în mod surprinzător, dacă reușim să evităm problemele de a livra mail-urile în inbox, poate să pară de multe ori surprinzător că cu cât trimitem mai multe mail-uri, cu atât reușim să captăm mai multe, să atragem mai multe fonduri sau să vindem mai mult. Bun. Lucrul ăsta se întâmplă, dar există și o parte negativă. Partea negativă ar fi legată de rata de dezabonare. Să zicem, un calcul pe o bază de date destul de mare de 500.000 de abonați, dacă ar trimite 4 mesaje pe săptămână, asta ar însemna aproximativ 200 de campanii anual. La o rată a dezabonării per newsletter de 0,15%, ar însemna că într-un an se dezabonează 150.000 de persoane, adică 150.000, lista practic s-ar micșora cam cu 150.000 de persoane. Și asta ar însemna că ar trebui să faceți eforturi, investiții ca să compensați fondurile care le-ați putea atrage trimițând mai multe e-mail-uri de eforturi care le-ați face să creșteți lista ca să ajungeți să aveți aceleași oportunități pe care vi le dă o listă mare. Și aici, mă rog, nu există o rețetă standard, o rețetă universal valabilă pentru chestia asta. Depinde foarte mult de relația pe care o aveți cu cei din baza de date și de cât de relevante sunt mesajele care le trimiteți către ei. Bun. Legat de locurile unde, sau mă rog, rolul e-mailului, e-mail marketingului în tot procesul ăsta de comunicare, dacă ar fi să ne gândim pe o schemă clasică unde ar interveni el, ok, primul loc în care ar interveni ar fi acela de a atrage atenția, ar fi unul din canalele care atrag atenția potențialilor donatori legat de mesajul nostru, de campania noastră, de cauza pe care o susținem. Bun. Să zicem că reușim să convingem oamenii să facă donație. E-mailul nu are neapărat un efect direct în partea de donații, pentru că donația se întâmplă în altă parte. Se întâmplă în site, se întâmplă printr-un SMS. Locul în care se întâmplă efectiv donația e altul, cum ar fi partea asta de achiziție, să zicem, da? Deci e-mailul ar avea doar rolul de a atrage atenția, da? Atrage atenția cu, ok, e o cauză care merită susținută, sunt niște avantaje pentru abonații noștri, da? Unde ar mai putea interveni e-mailul? În faza post-achiziție, mă rog, ceea ce în e-commerce se numește usage, mă rog, că folosesc produsul, dar și în partea asta de ONG-uri există totuși o fază post-achiziție care ar trebui să mă asigure pe mine ca donator, sau cel puțin la modul cum gândesc eu, că banii mei au fost folosiți așa cum mi s-a promis în momentul în care i-am donat. Am încredere că sunt acolo unde trebuie. Da? Și aici ar putea interveni e-mailul să vină să-mi reconfirme lucrul ăsta, să vină să-mi arate că așa a fost, că ce s-a făcut cu ei, cum au fost cheltuiți și așa mai departe.
Și apoi putem intra în faza de reachiziție, care ar însemna în cazul ONG-urilor următoarea donație, și în faza de recomandări, atunci când suntem foarte încântați de rezultatele contribuției noastre în relația cu ONG-uri în care ne-am implicat. Dacă ar fi să transpunem schema aia, care sincer era tipică pentru zona de e-commerce, dar se aplică perfect în orice domeniu, să transpunem la etapele de viață într-un ONG, probabil că ar arăta ca în piramida din imagine, în care avem, ok, pe de o parte prospecți, adică odată potențiale lead-uri din bază de date cu care comunicăm, și apoi persoane care sunt la prima donație, persoane care fac donații repetate și care trebuie să fac chestia asta dacă sunt informați legat de ceea ce s-a întâmplat cu banii lor în prima fază. După aia persoane care au devenit donatori oarecum implicați și atunci, ok, au un interes mai mare legat de cauza respectivă. Mă rog, rolul schemei ăsteia, probabil le știți foarte bine, dar rolul schemei, din punctul meu de vedere, ar fi să gândiți comunicarea și, mă rog, atragerea de fonduri de la fiecare segment diferit, pentru că într-un fel ar trebui comunicat cu prospecții, într-un fel ar trebui comunicat cu cei care sunt la prima donație, într-un fel ar trebui comunicat cu cei care au făcut deja prima donație, dar așteptăm să facă următoarea donație și așa mai departe. Într-o schemă și mai segmentată, mă rog, în prima parte ar fi o segmentare mai simplă, în partea din stânga, în care avem donatorii clasificați în cei care au făcut prima donație, a doua donație, sunt la al doilea an de activitate în organizație, au mai mulți ani de implicare în activitate și așa mai departe. Schema din dreapta e și mai detaliată, în sensul în care, de exemplu, îi sprituiește pe cei care au făcut donații multiple în mai mulți ani, după numărul de ani. Ok, sunt un segment care au trecut în anul 3 de donații, cei pe violetul ăsta, sau mă rog, nu știu ce culoare exact, sunt cei care au făcut donații mai multe de 3 ani și așa mai departe. Da? Deci cumulează pe de-o parte implicarea lor în timp cu numărul de donații pe care le-au făcut. Și pe ce, da, cu cât ne îndreptăm spre culorile mai închise, cu atât vorbim de donatori mai implicați în organizații. Ideea este că cu fiecare ar trebui, evident, comunicat diferit. Primul principiu, pe lângă fazele astea de care vorbeam, de prospect și donator în diverse etape, din punct de vedere strict al email marketingului, un abonat se încadrează în 6 faze. Prima fază ar fi achiziția, procesul prin care noi încercăm să atragem abonați în bazele noastre de date. Și o să detaliem mai departe cum putem face chestia asta. Odată ce am atras abonați în bazele de date, vorbim de mesajele de bun venit, de partea de onboarding, cum îi ținem engaged în programele noastre. Apoi, după ce le-am captat atenția cu mesajele de onboarding, vorbim de faza de engagement, în care păstrăm legătura prin campanii sezoniere sau campanii punctuale legate de activitatea organizației și așa mai departe. Apoi vorbim de re-engagement, vorbim de abonați cu care am pierdut legătura, care nu mai sunt atât de implicați în relația cu organizația. Vorbim de super engagement, de abonați care au o interacțiune foarte puternică cu mesajele noastre, da? Și care trebuie oarecum tratați diferiți față de ceilalți. Și apoi vorbim de tranziție. Tranziția însemnând etapele prin care un abonat trece de la o etapă la alta, schematic vorbind, schema de comunicare
Abonaților arată cam așa, ok. Un abonat teoretic ar trece de la achiziție în faza de onboarding, deci asta ar trebui să se întâmple, adică se întâmplă în mod normal, după care poate intra în oricare din cele trei etape. Poate fi în etapa de engagement, adică este un abonat normal, average, poate fi inactiv și ar trebui poate să intre direct în faza de re-engagement în care, ok, l-am convins să ne dea adresa de contact, dar nu mai interacționează încă de la început cu noi, da? Și un abonat care probabil nu ne va ajuta foarte mult în a ne îndeplini obiectivele. La fel, avem segmentul de super engaged, de persoane care, well, încă din prima fază se pot arăta foarte interesați de clauza noastră și interacționează cu e-mail-urile, da? Asta e un semnal că putem obține ceea ce vrem de la ei, donația respectivă sau implicarea în susținerea clauzei noastre. Și tranziția înseamnă faza de final, care, mă rog, poate să însemne dezabonare sau orice alt proces prin care userii, ok, ori este tot din listă, ori se reîntorc într-una din fazele anterioare. Bun. Haideți să le luăm pe rând, să vorbim o dată de faza de achiziție. Care sunt metodele folosite pentru a aduce potențialii donatori să se aboneze în programul nostru de email marketing? Și pentru asta ar trebui respectate câteva reguli câteva reguli clare. Ok. În primul rând, procesul de abonare trebuie să fie foarte simplu, în sensul că, ok, îi cer doar datele de care am nevoie. În al doilea rând, trebuie să existe un beneficiu, adică motivația pentru care o persoană sau un user ar vrea să facă parte din comunitatea noastră. Să fie foarte clar, să zic, ok, de ce mă abonez la newsletterul tău, ce urmează să primesc, când urmează să primesc, ar fi bine ca lucrurile astea să fie comunicate din prima etapă. Bun. Asta ar fi, de exemplu, un mesaj de abonare pentru captarea abonaților unui blog. Diferența dintre varianta din stânga și varianta din dreapta, varianta de control și varianta modificată, a fost doar în a evidenția beneficiile pe care le-ar aduce unei persoane dacă se abonează la newsletterul blogului respectiv. Da? Deci nu s-a modificat nimic altceva. Ok, în primul caz era un mesaj mai vag, în al doilea caz a detaliat mai mult beneficiile pe care le-ar aduce abonarea. Ok, ar beneficia de studii de caz, ar beneficia de articole, videouri și cum să rezolve problema respectivă. Doar simplu fapt că a detaliat mai clar beneficiile a adus blogului respectiv o creștere cu 83,75% a numărului de abonați la misiune. Bun. Pentru zona asta de ONG-uri, de implicare, ok. O practică foarte bună ar fi petițiile. Nu știu dacă știți Care2, site-ul, e un site de o comunitate care gestionează mai multe proiecte sociale și pentru care încearcă să atragă fonduri atât pentru clauze mai mari, cât și pentru persoane sau indivizi sau clauze foarte punctuale. Bun, și una dintre modalitățile prin care se pot capta aceste adrese, ok, să-i faci să rezoneze cu o anumită problemă. Da? În cazul de față, în stânga este prezentată problema legată de tinerii copiii fără adăpost. În partea dreaptă, mă rog, se cer datele necesare pentru a semna petiția și dacă vedeți, se cere și permisiunea de a se abona la newsletter. Bun, în plus se cere și le cere abonaților, mă rog, există și opțiunea de a share-ui, de a face mesajul mai viral, de a-l share-ui cu audiența din Facebook. Tot pe același site,
folosesc foarte bine storytelling, adică povești legate de anumite probleme cu care audiența s-ar putea conecta emoțional. Da? În cazul ăsta, cruzimea față de, față de animale. Okay. Și la sfârșitul poveștii există opțiunea de abonare. Da? Fiecare poveste vine direct, ok, probabil dacă ai citit până la sfârșit articolul respectiv, rezonezi cu problema, probleme de genul ăsta, ok, n-ai vrea să afli mai multe despre genul ăsta de povești, dacă ești conectat cu ele, poate vrei să contribui și așa mai departe. Și tocmai asta, okay, sunt oarecum graduale elementele. În primul rând, partea de abonare, să zicem că este pentru userii care au un nivel de engagement relativ mai scăzut. Adică, mă interesează genul ăsta de probleme, rezonez cu ele, aș vrea să ajut, dar nu atât de mult încât să fac o donație acum sau să mă implic mai mult. Pentru genul ăsta de user funcționează perfect chestia cu abonarea. Pentru cei care însă vor să facă mai mult, de atât există și opțiunea de mai jos, unde poate să-și lase mai multe date și să se implice efectiv în lupta pentru protecția animalelor, în cazul de față. Apoi, legat de colectarea datelor, există o problemă, sau mă rog, o problemă legată, mult spus problemă, problemă între ghilimele, să zicem, legată de numărul de câmpuri care sunt în formular și numărul de informații care le cer unei persoane. Probabil într-un formular, așa cum era cel de petiție online, ok, se justifică să cer mai multe informații și userii ar fi mai dispuși să completeze mai multe câmpuri, da? Pentru că, da, semnezi o petiție, pare o chestie mai serioasă, da, au nevoie să verifice că nu se falsifică semnăturile pe petiția respectivă, i-a argumentat motivul pentru care cer mai multe câmpuri. Pe măsură însă ce scade nivelul de engagement, așa cum era în slide-ul anterior, cel cu abonarea, doar abonarea la newsletter, nu prea se justifică să cer mai multe câmpuri, da? În cazul ăla ar fi suficient adresa de e-mail, da? Și asta e un grafic legat de, mă rog, graficul este pentru e-commerce, dar e valabil în orice domeniu, legate de care sunt câmpurile cele mai uzual folosite în formularele de abonare la newsletter. De ce spun legat de numărul de câmpuri? Pentru că fiecare câmp are un cost perceput. Și costul perceput e legat de contextul în care se află câmpul respectiv. Da? Probabil că, de exemplu, dacă cer CNP-ul în momentul în care unei persoane care face donația, probabil că va fi dispus să-mi dea CNP-ul, da? Deși are un cost perceput foarte mare. Dacă aș cere însă CNP-ul unei persoane care doar să înscrie să susțină o cauză, probabil că voi avea probleme în a atrage mai multe persoane care sunt completeze de formular, tocmai din cauza asta că nu e logic să cer unei persoane anumite informații într-un anumit context. Da? Deci nu vorbim de costul material, vorbim de un cost psihologic perceput de fiecare abonat, potențial abonat. Da? Și cu cât există un balans, cu cât vreau să cresc cantitatea, cu atât trebuie să pun mai puține câmpuri în formularul meu. Cu cât vreau să cresc însă calitatea, cu atât pot să pun mai multe câmpuri, pentru că, ok, chiar voi atrage lead-uri care sunt cu adevărat interesate de problema respectivă. Ok. Câte pretexte de colectare a adreselor de mail există? Până acum v-am dat vreo 3, o dată legat de petiție, o dată că rezonez cu o problemă, o dată că mă pot înscrie să susțin o cauză, da? Sunt minim 3 probleme. Ideea e că ar trebui să existe un formular de colectare a datelor pentru fiecare tip de problemă. Așa ar fi ideal, da? Fiecare tip de problemă ar trebui să existe un formular pentru că captează user care au un nivel de implicare diferit în problema respectivă. Și ar trebui să vă gândiți să colectați date din absolut toate punctele de interacțiune cu potențialii abonați sau donatori, asta înseamnă online, offline, mobile și așa mai departe. Inclusiv
persoanele care voluntari ar trebui să se implice în procesul ăsta de colectare de recomandare din punctul meu de vedere. Mă rog, stau peste chestia asta. Offline, aici sunt niște exemple cum s-ar putea face offline pe materialele care le printați. În cazul ăsta e o gogoșerie, da? Dar pe materialele care le au ei există o trimitere directă către formularele de abonare, către abonare la newsletter, da? Mă rog, ei au o problemă că formularul respectiv este foarte lung în momentul în care ajungi la el, dar pe cutie e un link foarte scurt direct către pagina de înscriere. Da? Într-un restaurant, de exemplu, au la fel, au printate pe meniu, pe QR coduri, pe suporturile de pahare. Mai au și printat atunci când, de exemplu, aduc nota de plată. Deci, practic, orice material care ar ajunge la potențialii donatori poate fi un suport care să transmită un mesaj de abonare. Da? Și poate să se transforme într-un tool care să vă ajute să captați lead-urile respective. Acum, e foarte important să aveți în vedere calitatea bazei de date de care vorbeam la început, atunci când ziceam că asta influențează dacă mail-urile ajung în inbox sau ajung în spam. Bun. Fiecare dintre voi probabil că are minim două conturi de e-mail. Un cont de e-mail pe care îl folosiți mai des, un cont de e-mail pe care îl folosiți mai rar. Ideea este că cu cât o persoană rezonează mai mult cu problema pe care voi vreți să o rezolvați, probabil o să vă dea adresa de mail principală, da? Cu cât vrea să scape mai mult de voi și să zic ok, să bifeze și chestia asta, vă dau o adresă de e-mail care e folosită mai puțin. Ideea e că ce ar trebui să încercați voi să obțineți e să obțineți adresa de mail principală, iar asta o puteți face doar dacă există o legătură între interesele voastre și cele ale potențialului abonat. De ce spun că e importantă chestia asta? Dacă vă uitați, pentru unul din clienții noștri, n-are important domeniul în care activează, impactul adresei de mail principale, da? Deci cea pe care o folosește în mod frecvent, în deschiderea unui newsletter este de 75%. Deci 29% dintre abonați contribuie la 75% din rata de deschidere a newsletterului respectiv. Versus 71% dintre abonați generează doar 25% din rata de deschidere, da? Bun, faza următoare, faza de onboarding, care probabil este cea mai importantă din tot procesul de comunicare cu potențialii donatori, care conține, ok, odată mesajele de mulțumire care le afișați potențialului donator imediat după ce și-a lăsat adresa de e-mail și e-mail-urile următoare de bun venit. Da. Bun. În cazul celor de la Care, tu, imediat după ce te abonezi, te invită să te conectezi cu pagina de Facebook. Nu e neapărat cel mai bun exemplu, este doar un exemplu în care ei încearcă să te conecteze și la celelalte medii de comunicare ale lor, în ideea în care te-ar putea atinge mai ușor cu mesajele lor. Nu e neapărat cel mai bun exemplu, dar e un exemplu de considerat. Bun. Din punctul meu de vedere, dacă ar fi, eu aș pune în pagina de mulțumire mai multe elemente sau aș adăuga pe lângă butonul ăsta de să te conectezi și cu pagina asta de Facebook, aș adăuga mai multe motive pentru care ar trebui să fac parte din comunitate și ce proiecte interesante avem, chestii de genul ăsta, da? Apoi, legat de paginile, de mesajele de welcome series, de care urmează să le primească abonații după ce și-au lăsat adresa de e-mail. Cam asta e stadiul actual. Bun, cam 41% dintre marketeri le folosesc. În 2014, 30% ziceau că au de gând să le folosească, 29% nu. Asta e un exemplu de mesaj de bun venit. Și o să vedem mai multe serii în slide-urile următoare.
Eu cred că e din Canada, dacă nu mă înșel, o fundație. Care rolul lui? Ok, în prima fază, așa cum a spus, putem folosi un număr mai mic de câmpuri pentru a capta doar adresa de e-mail sau adresa de e-mail și numele, dar minimum de informații astfel încât să vrem să captăm volume. Rolul mail-ului ăsta este să aflăm mai multe, pe lângă faptul că îl introducem în atmosfera organizației, în care, ok, uite, suntem o organizație de încredere, avem 750.000 de membri, da? Avem impact național, proiectele noastre sunt mari și așa mai departe. Avem aceste linkuri către surveiuri, două linkuri către surveiuri. Surveiurile respective au rolul de a profila mai bine abonat. Ok, n-am vrut să-i cerem prea multe informații în prima fază pentru că s-ar putea să fi renunțat prea devreme. Dar acum avem oportunitatea să-i spunem mai multe despre noi și să-l invităm să ne spună și el mai multe despre el. Genul ăsta de mesaje poate genera cam pentru 25% în medie rată de răspuns pentru acel survey. Lucru care este foarte important. Lucru care este foarte important și o să vă spun mai departe, de fapt, sar direct la slide-ul ăsta. E foarte important pentru că în momentul în care cineva interacționează cu noi în prima fază, probabilitatea ca pe viitor să facă o donație este mult mai mare. Da? Se numesc oarecum microconversii, să le spunem. Ok, fiecare acțiune în teoria comportamentală spune că okay, probabilitatea ca cineva să facă următorul pas în relația cu noi este cu atât mai mare cu cât acea persoană a făcut o acțiune în viitorul apropiat, recent, foarte recent, da? De mesaje sau mă rog, orice mesaj, orice interacțiune care o generăm cu un user ne poate ajuta să, mă rog, crește probabilitatea de a genera o donație în viitor. Ideea este că în genul ăla de survey, cu cât obținem mai multe informații despre abonat, cu atât știm ce să comunicăm în etapa următoare. Un alt exemplu ar fi în cazul ăsta pentru un proiect Safe Drinking Water, da? Pentru Africa, dacă nu mă înșel. Încearcă să strângă, nu neapărat pentru Africa, pentru zone unde au probleme cu alimentarea cu apă. Bun. În primul mail de după abonare, îi invită pe cei care s-au abonat să completeze, să semneze o petiție pentru rezolvarea problemei astea. Da? Deci, ok, deci deja aveam un caz. Cazul în care cerea să semneze petiția din prima fază, în cazul ăsta încearcă să semneze petiția, să mă rog, se completează reciproc. Petiția există și după ce s-au abonat. Invit pe cei care s-au abonat la newsletter să-mi semneze petiția că pot susține cauza asta. Da? Și imediat după ce completau petiția, mai primeau încă un e-mail care face parte la fel oarecum din programul lor de bun venit, în care direct le cer să facă o donație. Da? Imediat după abonare și după petiție. Nu se așteaptă, evident, ca foarte multă lume să facă o donație, dar în felul ăsta, din punctul lor de vedere, evită păstrarea în lista persoanelor care au probabilitate mică de a dona. Adică, ok, persoanele care nici n-au semnat petiția, nici n-au interacționat cu mail-ul ăsta, nu neapărat că au făcut o donație, ci pur și simplu că au încercat măcar să share-uiască pe Facebook sau să share-uiască cu un e-mail, ok, probabilitatea ca ei să facă în viitor o donație poate să fie mai mică, da? Bun. Haideți să vedem un alt gen de program de bun venit pentru Nature Conservation Canada. Obiectivul lor, la fel, era, mă rog, al tuturor să genereze suport din partea comunității și să obțină noi donații. Programul lor de bun venit arată cam așa, ok. Colectează potențial lead-uri de pe Care2, unde le este prezentat problema pe care încearcă să o rezolve.
O săptămână după ce au colectat adresa de e-mail, există un e-mail automat care se trimite cu mai multe informații despre programele sau, mă rog, cauzele pe care le susține organizația. La 2 săptămâni primesc ultimul newsletter pe care organizația l-a trimis, da, chiar dacă el a fost trimis acum 2 săptămâni, da? Nu contează, ăștia fiind abonați, noi ar trebui să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în organizația respectivă. Și apoi, de-abia de la 3-a săptămână, primesc un e-mail în care li se cere să se implice în susținerea cauzei, donând sau, mă rog, rezolvând o problemă, implicându-se în comunitate, fie ca voluntar, fie să doneze, da? Să le crească grad de engagement în comunitate. Și la 4-a săptămână există un survey în care încearcă să afle mai multe despre ei. Okay. Nu există, așa cum spuneam, în planul nostru de comunicare, nu există neapărat o variantă optimă sau variantă cea mai bună. Există lucruri care trebuie testate și optimizate. Dar ideea este că în primul moment, momentul în care abonatul și-a lăsat adresa de e-mail, atunci oportunitățile de a obține mai multe de la el sunt foarte mari. Pe măsură ce trece mai mult timp de la momentul colectării, probabilitatea să obținem prima donație scade. Un alt exemplu de program de bun venit, Convenient House, care oferă asistență tinerilor fără adăpost sau abuzați, și mai departe. La fel, și colectează abonați folosind CareDo, platforma în care își prezintă cauzele sociale pe care le susțin. Apoi, primul e-mail la 1 săptămână, un mesaj de mulțumire pentru că susține cauza respectivă. Iar apoi încearcă să creeze o legătură emoțională. La 2 săptămâni există o poveste video unei persoane, o înregistrare cu povestea unei persoane care a fost abuzată sau, mă rog, fără adăpost. Și încearcă să obțină a treia donație, să obțină prima donație în al treilea e-mail, da? Să susțină cauza respectivă. Da, e un alt exemplu de program de bun venit. Bun. Mai am un exemplu de program de bun venit și de la Pinterest, în celebra rețea socială. Ei, momentul în care cineva și-a creat un cont pe Pinterest, încearcă să-l clasifice la, ok, să vadă, ok, ce tip de cont e contul respectiv. E cont de persoană fizică sau e cont corporate, de business, da? În cazul în care cont de business, au o serie de 6 mesaje că să explice efectiv care sunt beneficiile pe care le poți obține folosind Pinterest. Care ar fi paralela cu proiectele sociale? Ar fi faptul că, ok, eu ca și, cum văd eu lucrurile din perspectiva mea, eu ca și potențial donator, vreau să știu mai multe despre organizația respectivă și m-ar ajuta dacă, imediat după ce m-am abonat, primesc mai multe informații foarte structurate. Adică, ok, există și tendința asta de a pune totul într-un singur e-mail, lucru care, sincer, nu este deloc recomandat pentru că creează anxietate. În momentul în care văd prea multe lucruri în fața mea, nu prea știu exact, nu mă ajut să selectez informația pe care tu de fapt ai vrea să o rețin. De aceea, cum e în cazul Pinterest, fiecare e-mail tratează o problemă foarte exact. Ok, cum să folosești butonul de pin, da? Cum să folosești graficele în cazul ăsta, cum să interpretezi statisticile pe care ei ți le generează și mai departe. Așa ar trebui să fie și în cazul mail-urilor pe care ONG-urile le trimite, în cazul în care, de exemplu, au mai multe cauze pe care ei le susțin,
ar fi recomandat, mult mai recomandat să am un email pentru fiecare cauză decât să am un email care să le conțină pe toate. Și asta și gândiți-vă că personalizarea unui email se face nu doar la nivel de content, ci la nivel de subiect. Iar subiectul este un selector de audiență. Deci, unul ar fi să-mi spui într-un email despre, nu știu, că susții, de exemplu, ești o asociație care susții protecția animalelor și unul ar fi să-mi spui despre câinii vagabonzi și unul ar fi să spui despre cai din nu știu ce regiune, da? Probabil pentru câini ar rezona anumite persoane, pentru cai probabil ar rezona mai degrabă alte, e o problemă cu care ar rezona mai degrabă alte persoane, da? Deci apelezi audiențe diferite și mai departe, mă rog, fiecare găsește în corpul mailului informațiile pe care se așteaptă să le găsească, da? Bun, faza de engagement. Aici sunt campaniile regulate sau variațiile sezoniere. Campaniile regulate în cazul unui începător ar fi vorba de acțiunile pe care le-au în desfășurare și așa mai departe. Dar ce se întâmplă lunar, săptămânal într-un ONG, informații pe care ar fi bine să le comunice cu audiența. Sau când vorbim de proiecte sezoniere, cum e în cazul ăsta, ce se întâmplă înainte de sfârșitul anului. De exemplu, ok, ei încearcă pentru oamenii fără adăpost primul mesaj cu 9 săptămâni înainte de sfârșitul, 9 săptămâni, mă rog, mai sfârșitul anului, să facă apel la problemele pe care le au oamenii fără adăpost. Apoi este un mesaj mai general, cu ce au aici un caz social, unul singur prezentat, dar cum vă spun că ar fi bine să fie un focus pe o singură problemă. După aia o cerere punctuală, ok, avem nevoie de paturi și pături pentru oamenii fără adăpost, da? După aia mai au o campanie în care încearcă să strângă cadouri pentru niște cazuri sociale foarte bine definite. După aia mai au o problemă, un e-mail în care au un caz social cu o sensibilitate mai aparte, iar apoi în ultima fază vin cele legate de impozitul care s-ar deduce din venitul societăților. Acelea sunt, pentru că în cazul ăla poți să apelezi la urgentare, dar în partea cealaltă apelează foarte mult la partea emoțională a oamenilor. Nu știu, eu am o colegă, de exemplu, la birou care e implicată într-una din organizațiile, într-un ONG și din câte am înțeles, dar cam 20% din veniturile pe care le colectează sunt de fapt venite din impozitele pe care firmele le deduc. Restul sunt venite de la oameni care donează pentru că sensibilizează foarte mult cu cauza pe care eu o susțin. Ce e important în faza de engagement? E-mail-urile trebuie să fie desenate astfel încât să fie ușor citibile pe device-urile mobile, pe smartphone-uri. În momentul ăsta, cam 40% minim 40% din e-mail-uri sunt citite de pe telefoanele mobile. Și asta înseamnă că ar trebui să fie adaptat contentul pentru telefoanele mobile. În al doilea rând, să facem contentul personalizat. Ok, dacă am colectat informații dintr-un survey, că știu că persoana respectivă rezonează mai mult cu o cauză, că rezonează mai mult cu o problemă, ok, ar fi bine să facem apel la problemele respective în conținutul mail-ului, da? Și mai mult ca oriunde, la ONG-uri să stabilească o conexiune emoțională cu abonații. Aici e de discutat de multe ori încercăm să facem apel la emoții pozitive. Studiile arată însă că și emoțiile negative pot genera mult mai multe implicare din partea oamenilor decât emoțiile pozitive. Ca și trend, mă rog, în B2C, mă rog, cam care e procentul estimat, mă rog, la 31,
în decembrie 2014, la sfârșitul anului trecut, 37% dintre marketeri își adaptaseră deja e-mail-urile pentru telefoanele mobile, estimate că undeva la în februarie 2015, mă rog, în moment, sau în februarie 2015, 41%. Aici vorbim de nu vorbim de câte persoane deschid e-mail-urile de pe telefoanele mobile, ci vorbim de câți marketeri și-au adaptat deja design-urile pentru a fi citite de pe telefoanele mobile. Bun, faza de re-engagement. Vorbim de abonați inactivi, abonați pe care suntem în pericol să-i pierdem, să devină inactivi. Ce trebuie să definim foarte clar pentru asta, ce înseamnă pentru în faza asta, să definim foarte clar ce înseamnă statusul de inactiv. Inactiv pentru noi înseamnă o persoană care nu a mai deschis mail-ul de o lună, de 2 luni, de 3 luni sau o persoană care nu a mai donat sau, mă rog, sunt diverse noțiuni ale engagementului care pot fi legate odată de interacțiune, odată de parte de donație. Însă e foarte important să definim foarte bine conceptul ăla. Să zicem, dacă o persoană n-a mai interacționat de 6 luni cu e-mail-urile noastre, ok, îl considerăm inactiv, ori îl scoatem de tot din listă, ori încercăm să facem ceva începând cu luna a 6, să-l reactivăm, da? Bun. Ideal ar fi, așa cum vă spuneam, că faptul că acești user nu ne mai deschid e-mail-urile ne-ar putea afecta rata de livrare a e-mail-urilor în inbox și pentru userii activi. Și ar fi recomandat ca cu astfel de user să avem o comunicare mai redusă, cu o frecvență mai redusă. Bun. Haideți să vedem, mă rog, așa cum vă spuneam, există trei alternative, trei modalități în care putem defini userii inactivi. Odată metricii legate de interacțiune, cei legați de interacțiunea cu e-mail-urile, odată legat de donații, că au făcut sau nu donații, sau odată legat de criteriile după care ISP-ul, gen Yahoo, Gmail și așa mai departe, filtrează mail-urile în spam sau bune de a fi livrate în inbox. Da? Partea asta probabil că nu e cunoscută, nu știu exact, nu știe nimeni care sunt metricii după care direcționează un e-mail în inbox sau în spam, dar celelalte două țin exclusiv de noi. De ce e important, mă rog, să ținem cont de vechime pe lângă impactul pe care îl are în legat de livratul mail-urilor? Asta e un grafic din rapoartele noastre care ne spune în funcție de engagementul userilor, în funcție de data la care s-au abonat la newsletter. În ultima lună, să zicem, în cazul ăsta aveam 7000 74 de abonați, care au o rată de deschidere de 22,74. Bun. Pe măsură ce ne uităm la abonații mai vechi, well, vedem că abonații introduși în bază de date acum un an de zile au o rată de deschidere doar de 12,71%. Da? De asta ar trebui să facem neapărat ceva ca să-i reactivăm pe aceștia. O modalitate, un exemplu, și este din e-commerce, dar principiul se aplică perfect și în zona asta de ONG-uri. Aici mai puțin partea cu discount-uri, dar poate să fie un beneficiu, nu știu, participarea la un eveniment care este destul de exclusivist, dar ar trebui să puteți să oferiți o chestie de genul ăsta ca să le captați atenția, să meargă mai departe. Mailul ăsta le spune, ok, nu ai mai interacționat cu e-mail-urile noastre, dar spune-ne mai mult despre tine. Și după ce dă click pe butonul respectiv, încearcă să profileze userul respectiv, să afle mai mult despre interesele lui, să afle data lui de naștere, dar și alte lucruri care ar putea face pe viitor comunicarea mai relevantă cu el, cu persoana respectivă. Un alt exemplu este tot din e-commerce, dar ca și principiu e perfect. Persoane care n-au mai interacționat cu aplicația de pe mobile. Aceștia aveau o aplicație care o poți folosi pe telefonul mobil și monitorizau faptul că nu mai interacționai cu aplicația. Ok, dacă n-ai mai interacționat cu aplicația, îți trimiteau un e-mail ca zice, ok, ai o înghețată de la noi. Mă rog, asta de fapt e iaurt congelat, iaurt înghețat cu diverse arome, dacă încep din nou să interacționezi cu noi. Dar sunt mici incentivuri care ar trebui să capteze atenția userilor și să încercăm să-i readucem în faza în care ar putea deveni viitor donator.
Bun. Cum tratăm însă userii care sunt foarte, foarte înghiși și în care interacționează foarte mult cu e-mail-urile noastre? Păi, ăștia sunt o oportunitate. Faptul că ei interacționează cu noi ne spune că ei ar vrea să cumpere, să facă o donație sau sunt foarte interesați de cauzele noastre, sunt interesați să se implice mai mult, unii dintre ei poate să devină voluntari și așa mai departe. Deci sunt userii cu care putem comunica mai mult, da? Lor putem să le trimitem mai multe mail-uri fără nicio problemă, fără să avem grijă că îi supărăm. Putem să vedem, de exemplu, dacă ne vizitează site-ul, da? Să le putem transmite mesaje în funcție de paginile care le-au vizitat în site, da? Cauzele cu care au rezonat. Să le trimitem mesaj atunci când își aniversează ziua de naștere sau post-donație, da? După ce fac o donație, la fel, ok, să-i ținem la curent cu modul în care au fost cheltuiți banii lor ca să obținem următoarea donație, să le obținem practic încrederea. Bun. Un alt exemplu ar fi legat de cei care sunt engaged, de exemplu, avem data de naștere, putem să le trimitem un e-mail aniversar, să zicem, ok, știm că este data de naștere, asta e cauza pe care o susținem noi, să-i încurajăm să-și șeruiască ideea pe care noi ca și organizație o promovăm. Da? Sunt user cu care putem face chestia asta. De exemplu, în exemplu cu asociația împotriva cruzimii de protecție animalelor, la toate articolele, sau mă rog, în zona articolului, și în stânga și în dreapta, vedeți toate butoanele de share. Da? Un alt exemplu, iar e din zona de e-commerce, dar ca și principiu este acela, sunt userii foarte activi, un e-mail care îl primesc cei care sunt în programul de loializare, să zicem cum ar fi donatorii activi, da? Cei de la Starbucks le trimit e-mailul ăsta să le mulțumească pe de-o parte că ok, sunt clienți fideli și așa mai departe, iar pe de altă parte le cer să completeze un survey, la fel să spună mai mult despre preferințele pe care ei le-ar avea, astfel încât, nu știu, să treacă la următorul nivel, dacă la următorul nivel s-ar putea bucura de alte beneficii. Mi-e greu de spus aici, în cazul ONG-urilor, care ar putea fi alte beneficii, dar nu știu, poate s-ar putea găsi ceva care să oarecum să fie asemănător. Dar ideea de a mulțumi unor oameni care s-au implicat mult și de a cere să completeze un survey s-ar putea să aibă o rată foarte mare de succes. Etapa de tranziție. Etapa de tranziție este cea în care încercăm să reducem pagarele le-ar putea genera abonații care vor să părăsească lista. Mă rog. Bun. Și aici sunt câteva principii. Dezabonarea trebuie să fie foarte ușoară. Dacă îngreunăm procesul de dezabonare, s-ar putea ca userul respectiv să raporteze mail-ul ca spam. De aceea ar fi bine ca să avem maxim 2 click-uri ca un user să dezaboneze. Iar în al doilea regulă pe care trebuie să o aplicăm, să încercăm să adresăm, să vedem care sunt motivele pentru care persoana respectivă se dezabonează. Ok, primește prea multe mail-uri, mail-urile sunt irelevante sau poate și pur și simplu își schimbă jobul și vrea să aboneze cu altă adresă de mail, da? Era abonat cu adresa de servicii și așa mai departe, vrea să schimbe jobul și are nevoie de o nouă adresă, da? Un exemplu ar fi cel de la Noriel, spune, ok, ne pare rău că pleci, dar poate vrei să primești, de exemplu, Noriel trimite e-mail-uri zilnice aproape. Sau, mă rog, cam de 5 ori pe săptămână. Bun, una dintre întrebarea în momentul de dezabonare este, ok, poate vrei să primești săptămânal sau și mai rar, bilunar și așa mai departe, da? Cam aici au răspuns în faza asta undeva în jur de 15%. Deci 15% dintre cei care au vrut să dezaboneze, am reușit să-i reîntoarcem, să-i păstrăm în listă,
oferindu-le opțiunea asta de a primi comunicări cu o frecvență mai rară. O variantă mai avansată a paginii este de dezabonare, ar fi și cea în care, pe lângă gestiunea frecvenței, am și opțiunea să-i ofer abonatului posibilitatea de a se abona cu o nouă adresă. Un exemplu foarte mișto ca și concept de re-engagement al userilor. Deci e vorba deci de persoanele care n-au mai interacționat cu e-mail-urile de foarte mult timp, ar fi cel de la Mini din Statele Unite, care spune, ok, ești undeva acolo, nu știu, că n-ai mai interacționat de mult cu mesajele noastre, bune, dă-ne un semn, dă-ne un semn. Și aici sunt o grămadă de mesaje cu care persoanele respective sunt foarte amuzante, cu care persoanele respective ar putea interacționa strânindu-le atenție, da? Strânindu-le interesul. Cam același lucru s-ar putea combina destul de bine și în cazul ONG-urilor, partea amuzantă cu partea serioasă, atunci când vine vorba de a păstra userii care ar putea genera donații în viitor, presupun. Și mediul se continuă, da? Ești vegetarian, ok. Nu mai auzi, nu mai vorbești fluent engleză, dar tot felul de motive, unele mai absurde, unele mai serioase, da? Scopul lor fiind de a capta atenția în faza în care userii să părăsesc să mă rog, n-au mai interacționat cu e-mail-urile noastre, dând semnul că n-ar mai fi interesați de noi. Cam asta a fost prezentarea mea. Dacă sunt întrebări, cu cea mai mare plăcere. Mulțumim foarte mult. Îți mulțumesc că ai făcut efortul de a adapta tot knowledge-ul ăsta de email marketing pentru zona de non-profits. Mi-a luat o grămadă de notițe să le aplic. Așadar, dacă aveți întrebări, vă rog să ne le lăsați pe chat, și eu le voi citi pentru Andrei. Până acum nu sunt întrebări. Ok. Înseamnă că tot a fost foarte clar. Ok, înseamnă că a fost totul Bun. O să te întreb eu, că știu că poate, nu știu, colegii, te-am mai întrebat și data trecută. Dacă poți să ne recomanzi, nu știu, o soluție de email marketing pe care, nu știu, ONG-urile ar putea folosi mai departe. aici depinde foarte mult de ce vor să facă. Sunt soluții ieftine și sunt soluții, mă rog, încep soluțiile gratuite, să zicem. Soluțiile gratuite sunt cele de la MailChimp, dar până într-un anumit număr de abonați, parcă 2000. Da. Dar diferența este că soluțiile acele gratuite poți să faci, să trimiți foarte ușor o campanie, da, sunt foarte ok, îți asigură să măsori rezultatele. Ideea este că în momentul în care vrei să adaugi lere de complexitate și începi să faci segmentări, s-ar putea să ai nevoie de alte tool-uri. Și aici probabil că depinde de fiecare organizație, cum își definește mai bine nevoile, în primul rând, și apoi să caute soluții. Dar, mă rog, soluția cea mai folosită în România cred că e MailChimp, și din cauza asta, că are pragul acela de gratuitate la 2000 și după aia, mă rog, prețurile sunt relativ mici. Mai aveam un filmuleț, dacă mai avem timp. Da, Acum nu o avem să timp. aminte, durează Avem cred că timp. 2 minute. Da, doar să știi că pe... Întrebarea ta mi-a adus aminte. Să știi, Andrei, că E de vizual... pe YouTube, nu știu. Să știi că ar fi mai eficient... Poftim? Ar fi mai eficient să ne dai link-ul pe e-mail, pentru că se va vedea stacadat, pentru că transmite de pe YouTube și poate că se registrează încă o dată conținutul de pe ecran. Și o să se vadă video cu un delay de o secundă. Am înțeles. Mi-e greu să dau link-ul, că era doar o porțiune dintr-un filmuleț mai lung. Uite, Era. du-te, pune-l, să-l vedem. Ok. Donor. Haideți. Pune-l, adică dacă doar ți-am zis că e posibil să fie un delay. Da, dacă mai sunt întrebări. Uite, Andrei, avem o întrebare. Dacă Se ai... vede filmulețul?
Nu. Nu se vede? E un delay. Se vede filmulețul? Nu, nu se vede. Nu, nu se vede. Adică se auze sunetul, dar nu se vede, încă se vede ecranul cu PPT-ul. Move this window away from the shared application. Nu trece seama. Another window is in top. Ah, cred că eu am o altă fereastră în top, dar nu-mi dau seama. Să zic că avem o întrebare Acum legată. Stai. se vede? Nu, că cred că ai oprit share screen-ul. Ok, hai că îl opresc pe... Da, o Ok, să-l l-am oprit calendar. trimitem pe mail. Știu că am încercat așa cu video și se vede foarte, se vede cu un delay, adică se aude sunetul mai repede și imaginea mai greu. Dar uite, avem o întrebare de la Vlad care te întreabă dacă ai niște tips pentru subiectul mailului, cât de lung și ce anume trebuie să transmită. Așa cum spuneam, subiectul este un selector de audiență. Și atunci trebuie să transmită un mesaj cu care să rezoneze audiența pe care vrei să o atragi în mod special. Cât de lung să fie, sincer, nu mai știu un număr de caractere anume, dar poți să faci niște teste pe clienții de mail, pe Yahoo, Gmail și mai mult să te uiți pe telefonul mobil. Ați zis 40 în medie că am deschis de pe telefonul mobil. Ce însă e important legat de zona asta de subiect e că și Yahoo, și Gmail completează subiectul cu prima linie din email. Deci prima linie din newsletter se va vedea și ea în zona de subiect. Mă rog, se numește pre-header zona aia. Și ai putea oarecum să nu-ți faci atât de mare grijă de lungimea subiectului, să pui un subiect relativ scurt, dar care să aibă continuitate oarecum cu prima propoziție din email, pentru că și aia se va vedea în subject line. Ok. Sper că am Da. răspuns cum trebuie. Da, și eu mă gândeam la același lucru. Ok. Mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, să știți că o să ne apropiem de final. Dacă vă mai gândiți, nu știu, mai aveți alte curiozități, le puteți trimite pe e-mail. Mai stă un minut, două. Spune. Filmulețul pe care vreau să-l pun era, mă rog, tot din Statele Unite, se numește Danner.org. Nu știu dacă sună cunoscut aici. Este tot așa o platformă socială, că totul este online. Exclusiv pe partea educațională. Dar ce au făcut ei foarte mișto e, ok, ai teme pe care tu alegi ca donator să le susții. De exemplu, susțin școlile pe partea asta de educație, mă rog, școli. Și ok, tu vrei să spun, uite care sunt programele pentru a susține elevii care sunt implicați în programe de artă. Uite, vrei să donezi cărți pentru ăstea. Uite, astea sunt școlile în care ai putea să faci donații. Și asta legat și de întrebarea cu care ar fi platforma pe care să o folosești. Ei merg foarte segmentat, în sensul în care spun, ok, noi mergem și îți spunem în mail-urile care ți le trimitem care sunt școlile de lângă tine, de la tine din cartier, în care te-ai putea implica. Adică sunt foarte relevanți în mesajele care le trimiți. Spun, ok, uite, la școala de lângă blocul tău, uite, ăștia au o problemă legată de, nu știu, au nevoie de suport pe o anumită temă. Vrei să-i susții sau nu, știi? Și în momentul în care te gândești, băi, e vecinul meu de bloc, na, hai să-l susțin. Adică e alt engagement în cazul ăsta. Ok. Știți că mai avem o întrebare. Tot Vlad te întreabă dacă referitor la corpul mail-ului, dacă are importanță cât de mult conținut este, dacă cât este prea mult și dacă există prea puțin conținut. Adică când e un mail prea lung sau prea scurt?
Păi, din punctul meu de vedere, prea lung sau prea scurt nu există ca și noțiune. Există mail-uri stufoase sau nestufoase. Mail-urile stufoase le definesc eu ca fiind cele care încearcă să trateze prea multe teme. Dacă tu încerci să tratezi o singură temă, ok, poți să o detaliezi lung, într-o formă lungă. Nu e nicio problemă legată de genul ăsta, de tipul ăsta de e-mail. Problema apare și atunci, ok, poți să ai un e-mail lung cât două pagini, dar îți tratează foarte bine tema, mă rog, ar fi un issue să te asiguri că structurezi foarte bine informația pe tema respectivă în cadrul mail-ului. Problema apare când, în momentul în care încerci să tratezi 10 teme deodată și acolo, asta e o mare problemă, nerecomandată absolut deloc. Și acolo devine lungimea o problemă. Am înțeles. Nu știu dacă. O idee, un mesaj. Nu știu dacă știți. Poftim? Da, exact, o idee, un mesaj. Nu știu dacă știți e-mail-urile de la eMAG, e-mail-urile vechi de la eMAG, care erau un cârnat cu foarte multe produse. Well, toată lumea era foarte încântată de ele, că arată foarte bine grafic, însă nu performează atât de bine ca un e-mail în care am doar o singură ofertă. Cam asta e diferența. Foarte interesant. Ok, văd că până acum nu mai sunt întrebări. Andrei, îți mulțumesc foarte mult. Veți primi înregistrarea webinarului la începutul săptămânii viitoare. Sper că Andrei să-mi trimită prezentarea și o să vă trimit și dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Andrei, îți mulțumesc foarte mult pentru efortul pe care l-ai făcut și pentru cunoștințele pe care le-ai Cu împărtășit plăcere. cu noi. Andrei, ne auzi? Da, Da. cu plăcere. Îți Mulțumesc mult de mulțumim. invitație. Toată lumea se mulțumește. Îți mulțumim. Colegilor, ne revedem luna viitoare, la următorul webinar. Până atunci, toate bune și vă mulțumesc mult dacă puteți să completați la final formularul de feedback pe care l-am păstrat pentru dumneavoastră. Mulțumim și o seară bună. La revedere! Seara bună! La revedere!